Bună dimineața, Oambu. S-ar putea să nu se vadă bine, s-ar putea să stea părul de rahat, sunt roșu pe aici. Nu contează. M-am trezit la ora 2 ca om normal și m-am trezit cu chestia asta. Vă știți ce aia? Mi-am cumpărat și eu un microfon în sfârșit. Și acolo jos. Nu știu cum mi-am pus foarte ca aici. Vreau să le deschidem și să vă arăt și vouă ce mi-am luat. A venit și la mine moșul mai târziu un pic pentru că a venit din Germania, dar măcar a ajuns, știți voi, cu Sania din Germania, a trebuit asigurare, rovinietă, pui mei, a întârziat un pic. Bun, hai să vă arăt ce mi-am luat și eu de Crăciun și să trecem, să facem un unboxing și după aia să le și montez, să vă arăt. Mi-am luat un microfon cu mai multe chestii, haideți să vă arăt. Bun, s-ar putea să arăt un pic pixelat pentru că am lumina de acolo și de la spoturi, dar nu se vede foarte bine. Bun, ia uitați ce avem aici, deci mi-am luat de toate. În primul rând, un microfon foarte șmecher și se numește AT2020 USB. L-am luat USB, probabil o să vă întrebați că de ce l-am luat USB. L-am luat USB pentru că dacă nu trebuia să-i cumpăr și stație, și stația costa mai mult decât microfonul. Și nu cred că pentru ce fac eu merită, adică nu cred că are rost pentru gaming sau ce fac eu să am calitate de studio, de exemplu. Pentru că nu are rost și apropos, și nu e foarte mare diferență, dacă e o diferență, e o diferență foarte, foarte mică. Hai, începem aici. Așa, îl deschidem. Poc. Asta aici nu știu sigur ce o să ce e. Nu știu nici. Mă rog, asta ce e? The registration card. Hai să facem asta, nu mă interesează, nu mă uit după apel. Asta, probabil, introduce în prostii, nu mă interesează, vreau să văd. Oare, cât de frumos e! Știu cât de bine îl vedeți voi aici. Pa, pa, pa! Știți, how to basic! Mamă, uite ce de asta șmecheră are, de piele. Ca lumea de tot. Bun, oameni buni, m-a sunat cineva, din păcate. Am un tremur în mâna ca... Așa, nu știu să deschidem întâi, să deschidem întâi microfonul sau să-l desfacem. Stai să scoatem întâi microfonul. Da? Ăsta este camera, să scoatem ăsta. Și să vedem ce avem noi, ce avem noi aici. Ops, să se mă pe cameră. Prin de căprioare, bine că ne-am luat aici. Bun, cam greu, desfid, desfid cu o mână. Oho, bun, deci avem aici ce este un cablu USB. Deci avem aici cablu USB, practic pentru alimentare și pe ce trebuie pe data prin USB. Deci avem mai multe chestiuțe. Asta avem aici, avem și un micul trepied pentru el, din câte știu, din câte am văzut în poze, da, uitați, ăsta e micul trepied. Pe care nu o să-l folosesc pentru că nu am nevoie, mi-am cumpărat pentru asta un braț de microfon pe care probabil o să vi-l arăt mai încolo. Deci am aici un trepied și chestiuța asta pentru a-l fixa pe trepied și probabil și pe brațul de microfon, nu sunt sigur, vom vedea. Deci asta avem în cutiuța asta micuță de piele, mai e ceva aici? Nope. O să le băgăm pe acestea înapoi ca să nu le stricăm și să desfacem, să scoatem și chestiuța asta de aici, nu știu cum. Wow, cât de frumos e băgată cu totul ăsta. Bun, ia să vedem. Vale. Mamă, ce greu e! Ia uitați-vă mai mult, microfon. Deci bun, e șmecher de tot și o să se audă și la mine în sfârșit bine. Cu ocazia asta o să pot să trimit și eu căștile de înapoi în garanție, pentru că deși sunt Razer, cred că s-au bulit. Nu mai merge o cască din stânga. Abia aștept să testez cu pușca asta. O să îl și montez în curând, dar nu știu sigur când. Adică când, azi o să-l montez, dar o să tai și să vă arăt și vă după aceea. Bun, haideți să... Să sunt acestea aici, mi-e și mică să le desfac foarte. Pun și trepete aici. Și asta. Așa. Asta s-o lăsăm deocamdată deoparte, pentru că nu avem nevoie de ea. Hai să vedem ce avem aici. Desigur, dacă n-am cumpărat microfonul. Am luat și un top filter. Nu știu sigur cum se desfac asta. Dar bănuiesc. Bun. Fără transpare, din păcate. Wow, cât de șmecher. Stați unde să-mi dăm așa. Piciorul. Așa. Wow. Hai să nu. Cum au auzit după pop filterul ăsta? Se aude ceva? Asta este. Și mi-e chiar așa, nu știu cum e el. Probabil ăsta e ca ceva de ajustat și chestiuța asta e să se bagă aici în fund la pop filter. Bine, mă rog, dacă se bagă aici. Și îl iei și îl pui la ce distanță de microfon vrei tu și tu vrei tu. Pui mei, ceaca lui, foarte jmitir acum. O piesă destul de importantă pentru microfon, pentru că dacă urli din el ceea ce mie mi se întâmplă destul de des,
nu se aude, de exemplu, așa, să nu se audă suflatul la microfon, știți, bă. Avem aici un stabilizator, în care sper să-mi intre microfonul, pentru că nu l-am luat special pentru microfonul ăla, pentru că era mult, mult mai scump, gen de 4 ori mai scump decât ăsta, și am zis că n-are rost. Acum sper să funcționeze ăsta, dacă nu, cred că mă pot descurca și fără el. Nu știu sigur ce are pe aici. Nu prea nu să mai arăt cum funcționează treaba asta, probabil așa sus. Aha, așa este elastice, da, am înțeles. Am făcut toate mai din punct. Am vrut să le montez în față, că m-am trebuit să aflu eu cum se face. Deci, ia vedeți, ăștia astea aici se deschid. Nu știu sigur dacă se deschid toate ca să scot totul. Dar... Nu prea îmi dau seama, sincer, cum vine chestia asta. Și probabil unde se prinde, nici asta nu-mi dau seama. Dar mare câteva chestiuțe de astea. Mă rog. O să-i dau de cap, probabil trebuie să deschizi ăștia așa și să bagi microfonul, habar nu am, sau să mai scoți din ele, nu știu, sincer. Dar o să vedem, probabil microfonul trebuia să intre pe aici, pe undeva așa, gen, așa, pe aici, și ăsta să-l țină drept, știți? Na, vedem, ne înțelegem. Îl punem și pe asta deoparte, să nu pierdem prostiuțele ăștia micuțe de aici. Și mai avem piesa de rezistență, care va arăta atât de profesional cu ea, un braț de microfon, am mai bun. Ăsta a fost mai scump, nu, aproximativ mai scump decât microfonul. Pentru că am luat pe cel mai bun, că am zis că să fie de lungă durată, pe viață, eventual. Nu știu sigur cum... Ar fost o cutie frumoasă, mamă, asta e foarte greu. Așa, să vedem cum îl facem aici. Yeah. Oare, ce-i asta, fratele meu? Dacă vă uitați atent, ziceți că e toporul din The Forest. Așa. Ce mă bine? What the fuck? Unele pare sunt goale. Bun, aici mai avem ceva, nu știu sigur ce e asta. Ăla de prins de pe birou sau de unde vrei tu. Și atât. Ce vreți bun? Mă, nu mai avem ceva aici jos, nu văd. Ia uitați, gata. Au ieșit toate. Ăsta. Hai că vă arăt acum ăsta. Ăsta care probabil tot la ceva de prindere folosește și mai avem o chestie țingărit, asta. Nu știu ceva asta o ce folosește, dar nu știu vedem. Bun! Ăsta să m-am pus să-l desfac, haideți să m-am pus să-l desfac acum aici. Că oricum o să vrea să desfăcut. O, foarte frumos de foarte frumos. Pentru asta am luat foarte frumos, uite aici. Și nu mai găseam. Ia, să vedem dacă ne descurcăm să tăiem cu o singură mână. Bun. Nu se înrează că nu pot să țin și statul din același timp în care... Ia uite. E mare, mă? Cred că e mare, adică sper că e mare. Nu ajunge unde vreau să ajungă, cred că ajunge... Spring loaded. Adică... Ne. Road, cum se numie. O să-mi dau seama cum se folosește păpușica asta. O să-l și montez și probabil o să vă arăt și cum stă la mine în cameră montat. Haideți că ne vedem mai încolo un pic. Bună, oameni buni, am montat și brațul de microfon. Uitați-vă aici, stai să fac un pic curat aici pe birou. Să nu am portul fără mai încolo, îți dau asta colea. Azi un pic, dau ăștia de aici să vă arăt ăsta. Ia uitați-l. L-am și montat, l-am prins aici în... L-am prins aici brațul de microfon, suportul. M-am chinuit un pic să-mi dau seama de toate ăștia. Am pus și firul, l-am băgat pe aici. Stai să stați un pic să spunem monitorul, să nu se vadă lumina mai de acolo. Aici este microfonul. L-am prins cu toate chestiuțele lui, uitați-vă la el. Uitați-vă cât de șmecher îl pot pune, deci uitați-vă cât de tare se poate duce, cât de mult îl poți duce, îl pot da mai în spate, mai în față, mai sus, mai jos, uitați. Cum vrea eu. Eu rămâne tot la fel, uitați op. Deci e super, super tare. Deci e penal, îmi place maxim. Deci și-a meritat, au, era să-mi mâna mea. Și-a meritat bănuții, deci am meritat banii, care îmi place. Deci așa arată, uite, sunt și pe aici, bine, nu se vede prea mult din cauza luminei, luminițele alea care are ele aici, că din cauza asta, pentru a vedeți că focalizează lumina. Mă rog, oricum, toate peste toate arată super bine, combinat aici cu tastatura și mouse-ul meu, dar da, arată super bine. Bun, păi nu o să mă mai arăt un loc pentru că nu arăt bine, pentru că e noapte, dar... Da, și-a meritat fiecare bănuț, bine, am dat destul de mult, pe dar nu contează,
pentru că facem o treabă bună cu el acum. Bun, haideți, ne vedem data viitoare. Lăsați un like dacă v-a plăcut, pa, pa.